Înainte să vă așezați, vreau să mă ajutați astăzi să citim versetul. Avem un verset care ne va sluji astăzi în mesajul pe care Domnul cred că l-a pregătit pentru biserică și îi rog să afișeze acum și voi, remauri, și să fiți aici să mă ajutați, da? Ca să... Ok, unde vedeți cuvintele colorate, trebuie să mă ajutați. E foarte simplu. Hai să facem un test. Spuneți cu toții cinste. Cinste. Cred că puteți puțin mai bine de atât. Hai să vedem. Spuneți cu toți podoabă. Podoabă. Asta merge mai bine. Haideți să începem. Exod 28:2. Eu citesc ce e în alb, voi citiți ce este în orange. Sunteți gata? Gata. Numai aici? Numai ei sunt gata? Sunteți gata? Da. Ok. Bun. Fratelui tău, Aron, să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de... Și? Vorbește cu toți cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veșmintele lui Aron, ca să fie? Și să-mi împlinească slujba de preot. Iată veșmintele pe care le vor face. Un? Un? O? O tunică lucrată la gherghef? O? Și un? Să facă fratelui tău Aron și fiilor săi ca să-mi împlinească slujba de preot. Amin. Puteți reocupa locurile. Mulțumim, ați fost extraordinari. Majoritatea dintre voi puteți să predicați de aici din față. Spune celui de lângă tine, mă bucur că mă vezi. Și tu răspunde-i și tu pe mine. Dumnezeu să vă binecuvinteze, arătați foarte bine dimineața asta, nu știu ce ați mâncat, ce ați făcut. Cred că majoritatea se pregătesc de perioada frumoasă care stă înaintea noastră, nu? Unii au început să intre în mood-ul ăla, ați început să renunțați la ceva, alimente, zahăr, mâncare procesată, un amin acolo, restul, ce vorbește? Despre ce e vorba? Arătați foarte bine și că vă îmbrăcați frumos să veniți la biserică. Și mă bucur să vă văd ca de fiecare dată. Vreau să vă mărturisesc ceva. Când m-am mutat în România, în 2016, fiind plecat 15 ani, am pierdut cumva contactul, să spun așa, am realizat că europenii se îmbracă puțin mai atent decât americanii. Americanii, toți cred că știți, ei cam cum stau în casă, merg și la magazin. Unii chiar exagerează. Alții cum se dau jos din pat, așa merg la magazin. Am văzut odată, nu mint, o familie întreagă în pijamale. La un Walmart, un magazin care e cum Carrefour aici sau Lidl. Și am crezut că e o sărbătoare în pijamale pe undeva. Nu, ei pur și simplu așa s-au dat jos din pat. Arătau ca și cum s-au dat jos din pat. Mi-am dat seama că aici în Europa, când am ajuns aici, mi-am dat seama, ăștia în Europa se îmbracă să se mândrească, un pic mai altfel, mai ales, mai cu grijă. Da? Aici papucii trebuie să se potrivească cu tricoul. Parfumul cu sezonul, aici tot e mai complicat. Și mi-am dat seama de oamenii care erau pe lângă mine că eu venisem cu hainele de acolo. Acolo, știți, moda ajunge mai greu, că e un ocean întreg de traversat. Pentru că Europa este un continent vechi, unde haina mai mult ca oriunde face pe om. Timpul exact în modă, știm, se dă la Milano, la Paris. Ca urmare, oamenii țin foarte mult la hainele lor. Unii așa de mult că au dulapuri pline de haine pe care nu le mai folosesc, că nici nu mai intră în ele, nici nu mai sunt la modă, dar ei au hainele în dulapuri puse foarte frumos, că cine știe, poate se inventează mașina timpului și ne întoarcem în 1990. Nu se știe niciodată. Avem tendința să păstrăm toate lucrurile astea, da? Când m-am mutat în 2016, era o modă odioasă, mă rog Domnului să nu se inventeze mașina timpului, să ne întoarcem înapoi, nici să nu revină moda aia. O mai țineți minte? Bărbați cu blugi mulați.
urât. Urât, groaznic. Mă bucur acum că am venit moda asta oversize. O vedeți, da? Slăviți, să ține până vine Domnul Iisus. În special la femei și la bărbații care părtau blugi mulați. Da? Cât mai oversize, e foarte bine, e extraordinar. Și printre noi sunt oameni care renunță greu la haine. Pentru cei care sunteți căsătoriți, știți foarte bine cine renunță cel mai greu la haine, nu? Știți foarte bine cine. Că cine știe? Cine știe? Dom'le, dacă o să-mi folosească vreodată. În special, doamnele au o problemă cu chestia asta. Chiar o femeie își făcea curățenie în casă și la un moment dat s-a dus la soțul ei și i-a spus: dragă, am atâtea haine de aruncat, am câțiva saci de haine. Nu știu ce să fac cu ei, cu ele. Și soțul îi spune: dragă, bărbatul e pragmatic, dragă, aruncă-le la gunoi. Vai de mine. Dar sunt atâtea femei care suferă de n-au ce mânca. Și poate ele și-ar dori o astfel de haină. Iar soțul îi spune: dragă, femeile care suferă de foame, lor nu le vin hainele tale. Și astea au fost ultimele cuvinte înainte să moară subit. Și deodată. În realitatea că toți avem haine și mai ales unii sunt mai atașați de haine decât ceilalți. Pentru că hainele sunt foarte importante din toate timpurile. Hainele au o importanță majoră în Biblie. Adam și Eva au început goi și fără rușine. Știți foarte bine. Erau inocenți, naivi, n-aveau nevoie de haine. Când au păcătuit, au încercat să-și acopere goliciunea, rușinea, cu niște frunze. Și Dumnezeu a trebuit să ia niște animale să le jertfească și să le facă niște haine corespunzătoare. Pentru că în Biblie, hainele au fost inventate ca să acopere. Hello, mă aude cineva? Pentru ce au fost inventate hainele? Ca să acopere, nu să descopere. Să acopere ce? Suntem la biserică, avem voie să spunem că e în Biblie. Rușinea. Rușinea. În Biblie, chestia asta a descoperirii era complet tabu. Dacă citiți în Vechiul Testament, pe acolo pe unde vă încurcați prin februarie, când începe să citiți Geneza, da? Pe acolo pe unde februarie, martie vă încurcați, acolo sunt niște versete foarte clare în care scrie să nu descoperi goliciunea, să nu... Știți foarte bine la ce vorbesc, da? Deci e un pic în ceață pasajul ăla, dar ca să îl reperați. Când hainele sunt făcute ca să acopere rușinea și vinovăția. Și vă mai dau un exemplu. Când un copilaș deja se mărește și deja nu prea mai este ok să umble în casă dezbrăcat, ce îi spune mama, tata sau bunica când îl vede dezbrăcat? Rușine! Rușine! Ce îi transmitem noi copilului? Hainele sunt făcute ca să, spuneți voi, să acopere. Despre asta este vorba. În Biblie, cum spuneam, ăsta este un mare tabu. În Tora, de exemplu, descoperirea goliciunii este un mare tabu. Și în Biblie este o rușine condamnată. Dar hainele fac mai mult decât să acopere goliciunea. Ele creează o identitate cu totul nouă pentru purtător. La fel ca o uniformă sau un costum de supereroi. Acum ați cu supereroi. Când personajul se îmbracă în hainele respective, el își asumă o altă identitate. Hainele, prin urmare, nu numai că acopere, ci ele și ne identifică. De asta, capitanii avioanelor comerciale nu vin cu blugi, cu de-astea până aici, știi că sunt de-astea care se poartă până aici, cu lanțuri, cu... Hey, yo! No, sunt toți îmbrăcați în uniformă, au un chipiu, îl vezi. El se identifică cu autoritatea. Hainele îi conferă statutul și autoritatea. E bine, hainele marelui preot, despre care am citit astăzi, hainele pe care Dumnezeu le-a poruncit lui Moise, pentru că ăsta este fratesul, Aaron, marele preot, trebuiau să fie deosebite, făcute din materiale deosebite, din care era făcut și cortul întâlnirii, și
marii preoți au fost îmbrăcați cu un scop specific pentru ca ei să fie distinși, vizibili de tot restul poporului, în așa fel încât toți să-i vadă de la distanță. Și ei trebuiau să reprezinte puritatea și scopul precis al preoților. Vă rog să observați vedenia, viziunea pe care a avut-o profetul Zaharia despre marele preot Iosua din timpul lui și despre hainele lui. Spune acolo, dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare. Auziți? Marele preot. Și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătare. Eu am zis să-i se pună pe cap o mitră curată. Și au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Vedeți, Iosua, marele preot, trebuia să fie îmbrăcat cu niște haine care să-i confere autoritatea și statutul. Acum hai să întreb, bă, cine interesează pe noi secolul 21 cu gadgetul în buzunar, cu Google tot timpul la noi? Cine interesează pe noi de hainele marelui preot? Well, evident că astăzi nu vom vorbi despre cărpe. Că despre cărpe se vorbește în bisericile noastre de zeci de ani și oamenii s-au cam săcăit, s-au cam enervat. Discursul ăsta populist, că vezi, Doamne, toți trebuie să ne îmbrăcăm ca în generația anilor 1990, da? Nu a promovat unitatea și, vreau să vă spun ceva, a alienat generația nouă. Unde mai pui că în unele comunități bărboșii nu sunt acceptați la cină? Pentru că e clar în Biblie că Domnul Iisus și apostolii se bărbereau în fiecare dimineață. E clar, e scris. Nu în Biblie, dar la adendum, probabil undeva. N-am găsit încă. Dar nu despre asta voi vorbi. Nu, asta este subiectul cel mai important. Ascultați-mă care este subiectul cel mai important. În Hristos, noi am fost îmbrăcați cu haine preoțești. Toți cei care mărturisim cu gura pe Iisus ca Domn, toți cei care credem în inima noastră că Domnul nostru este Iisus Hristos, avem hainele vieții pe noi. Hainele acestea spirituale arată spre frumusețea, gloria lui Hristos, au puritatea și scopul lui. Toată rușinea a fost îndepărtată, toată nelegiuirea noastră a dispărut, de aceea suntem acoperiți cu hainele lui în așa fel încât nici măcar Dumnezeu când se uită la noi nu ne mai găsește nimic de vină. Aici sunt 2-3 care au prins, aici cred că e cam gol, n-ați înțeles. Când Dumnezeu se uită la tine și ești îmbrăcat cu Hristos, El nu găsește nicio vină la tine. E biblic, vreți să facem studiu biblic. De asta am venit la biserică. E biblic. Noi, când ne îmbrăcăm cu Hristos, pășim în prezența lui Dumnezeu. Vedeți, am citit în Zaharia pentru că acolo marele preot Iosua, by the way, Iosua este același nume cu Iisus, era îmbrăcat în Vechiul Testament în timpul lui Zaharia cu haine murdare, nepotrivite. Și Dumnezeu spune, îmbracă-l cu hainele potrivite. Pavel spunea, și îmi place foarte mult asta, multora poate v-a scăpat, Pavel vorbea despre îmbrăcarea noastră cu, nu cu haine la modă, nu că e rău să te îmbraci cum trebuie, nu despre asta e vorba, ci îmbrăcarea noastră cu Hristos. Nu mă credeți? Galateni 3:26. Căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu. Spuneți toți. Toți, să spună toți. Așa, toți. Iar zona asta, ceva, voi sunteți tare astăzi, îmi place de voi. Deci, fiindcă toți sunt fii lui Dumnezeu, sunteți fii lui Dumnezeu, evident vorbea bisericii. Nu cei din afară, ci cei din biserică. Prin credința în Iisus Hristos, așa sunteți fii. Cum? Prin credință, nu prin apartenența la o biserică.
Nu prin felul cum te îmbraci, nu prin barbă, nebarbă, nu prin asta, ci cum? Prin credința în Iisus Hristos sunteți fii al lui Dumnezeu. Toți. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, atenție, nu spune botezați în apă, ci botezați în Hristos. Toți ăștia care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Aveți hainele marelui preot. Se vede de la distanță. Și voi vorbi mai încolo puțin de zdrențe. Se vede de la distanță. Ca și povestea lui Iosua, marelui preot, Dumnezeu ne-a luat hainele murdare și le-a schimbat cu veșminte curate. Acum suntem oameni noi. Spuneți toți noi. Noi, că văd că cu aminul nu prea merge. Toți sunteți oameni noi. Efeseni 4:21. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, ăla despre care nu-ți place să vorbești. Ăla este felul de viață din trecut. Despre aia nu-ți place să vorbești, da? Pavel spune, ați fost învățat despre asta. Și spune, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare. Și să vă înnoiți, toate doamnele și domnișoarele să spună înnoit, pentru că vouă vă place să vă înnoiți, da, 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 da. Spuneți din nou, înnoit, să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Amin. Îmi place Pavel. Îmi place ce spune Dumnezeu prin el. Acum, fiți atenți. Sunt unii care s-au îmbrăcat peste un trup neregenerat. Sunt unii care s-au botezat pentru că așa e ok să aparțină, să se căsătorească. Sunt unii care într-un moment de copilărie, că așa au făcut toți prietenii, s-au botezat și au mărturisit, dar de fapt ei nu au fost transformați, regenerați. S-au îmbrăcat cu haine peste corpul neregenerat. Fiindcă au fost forțați să se schimbe și să se potrivească cu cultura adunării respective. Dar ei n-au fost regenerați. Inima lor n-a fost transformată. N-au fost schimbați, cum vorbeam câteva duminici în urmă, din interior spre exterior. Aia este singura schimbare care contează cu adevărat. Din interior spre exterior. Și schimbarea aia o face cine? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E singura schimbare care contează și rămâne. Am fost învățați să lepădăm euul vechi și să ne îmbrăcăm cu noul. Asta este mântuirea noastră. Astea sunt noile noastre haine care ne dau statut și autoritate. Statut și autoritate. Și avem comunități, atenție mare, nu mi-e frică să spun, de oameni neregenerați îmbrăcați corespunzător și de oameni regenerați îmbrăcați în zdrențe. Pentru că cumva, cumva, nu s-a înțeles ce înseamnă să te îmbraci cu Hristos și că noua noastră identitate ne face să fim preoți înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta este noua noastră motivație, faptul că trebuie să ne îmbrăcăm cu Hristos, de a înlătura în mod conștient zilnic păcatul din viețile noastre. Asta aparține nouă. Duhul Sfânt e cel care face transformare, Duhul Sfânt e cel care ne motivează, Duhul Sfânt e cel care ne dă putere, Duhul Sfânt este cel care ne regenerează, dar noi, trebuie să facem și noi ceva, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, noi în mod constant, zilnic, trebuie să îndepărtăm păcatul din viețile noastre. Dacă uniforma noastră arată ca Hristos, vă întreb, de ce nu trăim ca El?
De ce ne străduim, de ce nu ne străduim să trăim conform cu această nouă identitate care ne-a fost dată? Vedeți? Am spus mai devreme, unde trebuie inițiată și făcută transformarea mai întâi? Înăuntru. Înăuntru. Degeaba te lupți pe din afară, nu? Înăuntru. Hainele sunt doar o consecință a ceea ce se petrece înăuntru. O femeie cu cernică, evlavioasă, Eusebia, care se aseamănă cu Dumnezeu, nu se va îmbrăca ca să atragă privirile și atenția altor bărbați. De ce? Identitatea ei este în Hristos. Fericirea ei, împlinirea ei, bucuria ei este Iisus Hristos. N-are nevoie de acceptarea sau adularea altor bărbați. Fericirea ei nu constă în atenția bărbaților. Ea știe că Iisus este Domnul și nu mai trebuie să impresioneze pe nimeni. Fericirea ei nu mai depinde de părerea sau adulația celorlalți. Oameni buni, atenția noastră trebuie să fie în mod constant pe ucenicie intențională. Adică pe exemplu pe care îl dăm celorlalți. Știți că ceilalți se iau după voi. Nu știți asta? Pavel vorbește despre noi ca pe o seminție aleasă, suntem preoți. Hainele preoții se vede la distanță. Felul cum tu vorbești, felul cum tu te comporți, aura asta care vine după tine, lumina pe care o ai pe față, știi ce face? Inspiră și conduce pe alții. Poate nu-ți dai seama, dar spun că este adevărat. Haina este o consecință a stării interioare. Și acum, bun, sună așa de bine să auzim la biserică principiile astea înalte, lucrurile astea frumoase. Dar ce se întâmplă dacă eșuăm? Asta e întrebarea de 100 de puncte. E atât de bine când predica se potrivește cu viața, dar dacă nu e așa, nu? Atunci când eșuăm, îl lăudăm pe Dumnezeu că avem un mântuitor care a reușit în locul nostru. Un mare preot care a oferit jertfa finală pentru păcatele noastre. A trăi este Hristos. Înseamnă a te îmbrăca în haine curate de mare preot ale lui Hristos. Crucea lui ți-a luat rușinea, mi-a luat rușinea și învierea ne-a dat dreptul să ne îmbrăcăm cu hainele lui. Oh, ce-mi place să mă îmbrac cu hainele lui. Ție-ți place? Pentru că sunt hainele marelui preot. După cum ne îmbrăcăm cu viața lui Hristos, să ne îmbrăcăm zilnic și cu dragostea lui Hristos ca să slujim ca marei preoți în împărăția lui Dumnezeu. Știți că în împărăție nu mai sunt preoți speciali. Eu sunt doar un pastor. Eu nu sunt un preot. Fiecare dintre voi este un preot. Fiecare dintre credincioși este un preot. Fiecare casă trebuie să fie un altar. Fiecare vorbă trebuie să fie o jertfă. Fiecare donație trebuie să fie o jertfă de miros plăcut. Noi toți suntem preoți înaintea lui Dumnezeu. Coloseni 3:12. Așadar, astfel dar, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Doamne, ajută-ne aici, corijenți. Să nu încep, că încep din partea aia și nu mai terminăm până în partea asta alată. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, mergeți și dați mesaje. Faceți grupuri de WhatsApp. Plângeți-vă în mod non-stop ce mi-au zis aia, ce a spus ăla, ce a făcut ăla, am auzit că a zis. Nu, Pavel zice așa. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. E așa de ușor să spui, e mai greu să aplici, nu e așa? Sunt unii dintre voi care stau așa. Dar mai pe sus de toate, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Astea sunt lucruri pe care putem să le facem noi. În mintea noastră, modernă, contemporană, s-a strecurat o eroare fatală, cum că Dumnezeu face totul. Dumnezeu ne-a trezit la viață. Spuneți amin la asta. Ne-a răscumpărat în Hristos.
ne-a făcut persoane noi. Ne-a transformat. Ne-a dat dreptul la moștenire. Dar Dumnezeu nu va ierta niciodată pentru mine. Dumnezeu niciodată nu va purta ceea ce trebuie eu să port. Pentru că Scriptura spune, El nu vă va da mai mult decât puteți purta. Înseamnă că poți să port ceva, poți să port ceva. El niciodată nu va da mai greu. Dar sunt niște lucruri pe care noi trebuie să le facem. Pot fi, în schimb, cel mai hăruit păstor, predicator, dacă vorbirea nu este dreasă cu sare și făcută în dragoste, nu contez, doar enervez pe oameni. Sigur, fariseii care se concentrează pe exterior vor jubila. Dar tu, acolo unde ești, dacă te concentrezi numai pe exterior, nu contezi pentru marea trimitere. Nu poți fi relevant fără să iubești. Nu poți fi relevant fără să iubești. Relevanța nu dă muzica și hainele, relevanța o dă iubirea. Am reușit pentru că am iubit, nu pentru că am adoptat nu știu ce lucruri. Suntem mai tehnici, mai buni, mai extraordinari ca alții. Da, muncim foarte mult aici. True story. Dar am reușit pentru că am iubit. Poți fi cel mai corect și educat tată. Copiii tăi, dacă nu ești îmbrăcat în dragoste, copiii tăi se vor bucura maxim când vor scăpa de tine. Știți care este definiția succesului ca părinte? Mi-a plăcut enorm asta. Ca copiii tăi adulți să vrea să petreacă timp cu tine. Înseamnă că ai reușit. Înseamnă că ai reușit. Dacă nu mi-ai piscălit la cap când au scăpat să nu te mai vadă niciodată. Dacă în copiii tăi adulți vor să petreacă timp cu tine, înseamnă că ai reușit. Înseamnă că ai reușit. Că înainte erau forțați, n-aveau ce să facă. O mulțime din creștinii de astăzi sunt îmbrăcați în zdrențele religiei. Și ne mirăm că nu mai avem influență, că nu se mai pocăiesc cu oamenii. Dacă aș avea un leu, de câte ori am auzit, nu mă pocăiesc pentru că știu pe ea de la adunare, vai și amar. Un leu, dacă aș avea, aș fi un om bogat. Nu, eu știu comunitatea aia, îi cunosc pe ea, nu-mi trebuie așa ceva. Pentru că creștinii nu mai au o mărturie bună. Suntem chemați să ne îmbrăcăm cu hainele pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Prea mult suntem în zdrențe. Și să vă spun ceva. Zdrențele se văd de la distanță. Zdrențele ne schimbă focusul, ne domină viața, ne scad în ochii tuturor. Să știi că dacă ești în zdrențe, adică ce înseamnă asta? Că trăiești neconform cu cuvintele de aici. Asta înseamnă să fii îmbrăcat în zdrențe. Dacă trăiești neconform cu cuvintele lui Dumnezeu, ești îmbrăcat în zdrențe și lucrul ăsta se vede de la distanță. Chiar și cei care nu vin la biserică ne judecă. Nu trebuie să fii seminarist să știi că cineva nu trăiește cum trebuie. Dar orice băbuță de la bloc îți spune dacă e sau nu ceva de capul tău. Nu-i așa? De ce? Pentru că zdrențele se văd de la distanță. Azi suntem chemați, prea iubiților, să ne îmbrăcăm cu Hristos. Să dăm zdrențele jos. Zdrențele religiei, astea trebuie îndepărtate neapărat. Și hainele lui Aron, pentru că n-am citit asta doar ca să citim împreună, să ne bucurăm, ci am avut un scop în spate. Hainele lui Aron sunt grăitoare pentru noi. Ele au fost un semn pentru Israel atunci și sunt un semn pentru noi astăzi. Ce îi spune Dumnezeu lui Moise? Zice așa, fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste și podoabă. BVA o spune să-i fie demnitate și să-i fie podoabe. Noua traducere spune să-i dea glorie și frumusețe. Să-i dea glorie și frumusețe. Deci Aron este cel ales din mijlocul vostru să vă reprezinte pe voi, păcătoșilor, înaintea mea, în Sfânta Sfintelor. El trebuie să fie îmbrăcat special. Și fiecare componentă a vestimentației lui Aron avea o însemnătate spirituală.
Și astăzi începem cu turbanul. Asta înseamnă mitra. În capul meu, mitra era un fel de coroană, nu? Dar uite că el avea, de fapt, un turban. Care nici măcar nu era închis aici, era ca un de tub, așa. Dar de ce îi spune mitră? Pentru că era placat cu o șuviță de aur pe care scria Sfânt Domnului. Adică pus deoparte pentru Domnul. O șuviță de aur care strălucea pe fruntea lui era pusă pe turban și pe care scria Sfânt Domnului. Aron era pus deoparte și se vedea pe fruntea lui lucrul ăsta, era consacrat pentru Jehova. Ce înseamnă asta pentru noi? Coroana sfințeniei trebuie să fie în primul rând pe mintea noastră. Pentru că toate bătăliile le câștigăm sau le pierdem la nivelul, spuneți voi, la nivelul minții. Pavel spune, noi facem rob orice gând ascultării de Hristos la nivelul minții. Trebuie să avem această placă care scrie pus deoparte pentru Jehova. Mintea este câmpul de bătălie a creștinului. Aici câștigăm sau pierdem bătăliile. Diavolul e cel care seamănă gândul invidiei, tot la nivelul minții. Și dacă pierzi bătălia, începi să te uiți la fratele tău și să spui parcă slujirea lui e mai sus decât a mea. Dacă ești femeie și o vezi, parcă să îmbrac un pic mai cool ca mine. Să nu se mai spune cool. Cum se spune acum? Come on, adolescenților, cum se spune acum? Nu se mai spune cool, se spune altfel. Legit, auzi? No, și asta e veche, frate, ești de generația mea. Se spune altfel. Data viitoare vin mai informat. Tot diavolul seamănă pofta. Pofta. Și asta este la tot pasul, mai ales pentru bărbați, noi suntem foarte vizuali, pofta este la tot pasul și pierdem sau nu bătălia tot la nivelul minții. Unii vor spune, pe cum, băi, sunteți și voi oameni, greșiți. Da, dar hai să spun ceva. Când îți vine pizza acasă fierbinte, ce faci? Mănânci pizza și arunci pizza și păstrezi cutia? Cine păstrează cutiile de pizza? Nu cred că sunteți chiar așa de... Ai mai păstrat haine de la cutiile, nu? Pizza o luați... Componența cutiei aia ieftine, care costă câțiva lei, nici nu știu cât, câțiva bani. Componența este mai importantă decât cutia în sine. Luăm pizza, e glorioasă, ia burindă, e wow. De fapt, nu trebuia să dau exemplul ăsta că intrăm în post de mâine, dar hai, înțelegeți voi. E pizza vegetariană, făcută cu năut și cu făină de brusture, nu știu cu ce. Deci pizza aia este importantă, nu cutia. Ce vreau să spun? Mesajul, lumina, strălucirea pe care o purtăm în vasele astea de lut. Asta, vasul de lut este cutia de pizza. Nu băga prea mult în seamă cutia de pizza. Aia nu contează, aia se aruncă. Conținutul este important. Noi suntem valoroși pentru ceea ce avem înăuntru nostru. În voi trăiește cel care este mai puternic decât cel care este în lume. În noi se produce transformarea. Ce este mai important este în noi. De asta când trupul ăsta se trece, nu-mi pasă. Nu-mi pasă, nu înseamnă că nu trebuie să mă îngrijesc, că e unul singur am. Dar ce mai important este în mine. Așa că nu vă mai uitați la cutii, ci uitați-vă la conținut. Conținutul este al Domnului. Ce trebuie să facem noi? Trebuie să ne curățăm și să ne golim în mod constant. Să ne curățăm și să ne golim în mod constant. Și asta e o chestie constantă. Nu crezi că odată te-ai curățat, ai stat și tu într-un post de 22 ore și ai început să amețești și să zici, vino Doamne Iisuse, după 2 ore, da? Fără cafea. Nu înseamnă că dacă ai venit la biserică o lună, duminică de duminică, gata, te-ai terminat, te-ai curățit. Nu, asta e o chestie constantă. Te curățești în mod constant și te golești în mod constant. Pizza aia nu poate să stea acolo că râncezește. În mod constant trebuie să o dai aburindă. Înăuntru este ceea ce a pus Dumnezeu în mod constant. Nu ne uităm la ceea ce izbește ochii, ci știm că ceea ce e înăuntru este mai important. 2 Corinteni 7:1. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințenia până la capăt în frica de Dumnezeu. Toți trebuie să avem turbanul pe cap.
și plăcuța pe care scrie Sfânt Domnului. Pus deoparte pentru Dumnezeu. Ca să poți să beneficiezi de o viață victorioasă în Hristos, trebuie să câștigăm bătălia la nivelul gândului. Bătălia aia este importantă. Toți trebuie să avem turbanul acesta pe cap. Să câștigăm bătăliile la nivelul minții. Doamne, ajută-ne! Al doilea este pieptarul. Hoșen, sau în lumele întreg, Hoșen Hamishpat, sau pieptarul judecății. Era așezat pe pieptul marelui preot și pe el erau cele 12 seminții, ca niște pietre prețioase încrustate acolo. Toate cele 12 trebuiau să fie pe pieptarul lui și reprezentau cele 12 triburi. Numele tuturor triburilor erau scrise pe inima lui Aron. Care e aplicația pentru noi? Pe inima ta sunt înscrise numele tuturor oamenilor cu care ai avut de-a face. Oameni care sunt din tribul tău, adică din familie, care sunt mai aproape puțin de inimă, și oameni care sunt mai îndepărtați. Oameni care ți-au făcut bine sau oameni care ți-au făcut rău. Pe cei care ți-au făcut bine trebuie să îi iubești și să-i prețuiești și pe cei care ți-au făcut rău trebuie să-i ierți și să-i uiți. Da, se poate. Se poate. Dar numele oamenilor în mod constant vor fi aici pe inima ta. Pe pieptar. Nu numai că vor fi aici, ele vor străluci. Pentru că pietrele alea aveau scopul ca să strălucească și să atragă toate privirile acolo pe pieptarul lui Aron. Ascultă-mă ce spun astăzi, mai ales dacă ești mai tinerel. Relațiile noastre sunt evidente. Ne ridică sau ne coboară? Relațiile noastre strălucesc, se văd de la distanță. Oricât de tare ești, niciodată nu vei mai fi mai tare decât anturajul tău. Dacă în trecut ai avut oameni care te-au pus jos, dacă ai fost într-o relație negativă, acidă, toxică, învață de la Hristos să ierți. El spune că trebuie să ajungem la next level, asta înseamnă să iubim. Și să-i uităm, adică ofensa să nu vină în mod constant înaintea noastră. Ofensa trebuie iertată. Nu trebuie minimalizată. Nu înseamnă că nu ți s-a întâmplat asta, ci doar trebuie iertată. Vreau să întreb aici, care dintre voi nu au făcut niciodată cursul Freedom sau Libertate? Ridicați o mână, vreau să vă văd. Sus mână. Cursul Freedom, Libertate. Care nu l-a făcut? Nu contează dacă ești prieten. Ok, sunteți câțiva. Vă recomand asta. Pentru că vorbește foarte mult despre relații și despre cum trebuie noi să ne relaționăm. Deci trebuie să avem grijă cu cine ne relaționăm și, mai important, pe cine păstrăm în inimă. Apoi, al treilea element a îmbrăcăminții este tunica albă. Cea care se purta pe dedesubt și se numea haina odihnei. Pentru că, de ce? Marele preot trebuia să se odihnească și el. Și când se dezbrăca, rămânea cu... Nu izmene, mă. Izmenele-s pe dedesubt. Haina albă. Era unul care a spus, nu. Haina albă. Era dintr-o singură bucată, într-o singură țesătură. Țineți minte când l-au dezbrăcat pe Hristos și l-au pus pe cruce? Avea o haină albă dintr-o singură țesătură pentru care au tras romanii la sorți. Aia făcea parte din hainele marelui preot. Adică el era îmbrăcat cu haina aceea albă care se numea haina odihnei. Ascultă-mă bine, IT-stule, sau ce ești tu, medic, la rezident, nu mai știi nici dacă e zi, nici dacă e noapte, nici dacă e vară, nici dacă e iarnă. Ascultă-mă bine ce spun, porunca lui Dumnezeu este să lucrăm 6 și să ne odihnim una. Haina odihnei trebuie îmbrăcată în mod constant. Când Iisus este Domnul tău, sufletul tău este odihnit. Pentru că nu vorbesc aici numai de odihnă trupească. Și aia este foarte importantă. Încearcă să dormi 3 nopți, 4 ore.
Mamele care au copii mici nu se pun aici. Da, ele au ajutor supranatural. Da, dar încearcă tu să dormi 4 ore, 3 nopți consecutiv și ai să vezi că cam o e razna. Așa mă bucur când oamenii se întorc la Domnul pentru că îi văd, pentru prima dată experimentează pacea. Și zic, bă, ce liniștit sunt. Wow, n-am știut că pot fi așa de liniștit, n-am știut că există așa o pace. Nici nu știam că pot dormi liniștit, nu mai am atacuri de panică, nu mai este frică. Pentru că sunt în mâna Domnului vieții, cel care a înfrânt moartea. Ce ar putea să-mi facă oamenii? Cunosc oameni care au realizat într-o fracțiune ceea ce n-au reușit doctorii și terapeuți în 10 de ani de zile. Au scăpat și de pastile. Oameni care s-au încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu i-a vindecat pe loc. Pentru că și-au pus încrederea, au aflat odihna în brațul lui Hristos. Oameni care, exact ca femeia cu scurgere, au plătit și au cheltuit toată averea pe la medici și până la urmă tot fără bani și nerezolvat au rămas. Dar i-a zis, nu plec de aici până nu mă ating de haina lui. Hai să spun ceva, determinarea aia, credința aia precisă de a atinge haina lui Hristos și credința, aproape știința că dacă se va atinge, va fi tămăduită la, și știu foarte bine ce spun, obligat pe Dumnezeu să onoreze credința ei. În clipa când învățăm să ne odihnim în știința că Dumnezeu este Domnul și El ne poartă de grijă, cunoaștem cu adevărat odihna, oameni buni. Suntem îmbrăcați cu această haină a odihnei. Hai să vă spun ceva. Depresia este boala secolului. Ciudat că nimeni niciodată, în toate timpurile, nu a avut o viață mai ușoară ca noi, generația noastră. Dacă ți-e cald, dai drumul la aer condiționat. Dacă ți-e frig, dai drumul la centrală. Dacă ți-e poftă, intri pe aplicație și comanzi. Dacă vrei să mergi undeva, te duci undeva. Trăim cam pampas, cum se spunea. Trăim foarte bine, suntem o generație super binecuvântată și totuși depresia este boala secolului. Și să vă spun ceva, depresia vine și este de fapt lipsa odihnei. Marele comediant Jim Carrey. E ciudat că ăștia mari comedianți, Robin Williams, care s-a sinucis din cauza depresiei, cel mai mare comediant, Jim Carrey, la felul, mare comedian. Știți ce spunea? Spunea în felul următor. Depresia este modalitatea trupului de a-ți spune că nu vrea să mai joace personajul pe care îl interpretezi. Wow! Wow! O descoperire incredibilă. Deci fiecare dintre noi încercăm să ne dăm cu societatea, să ne dăm cu grupul și încercăm să jucăm un rol. Și niciodată nu-i ceea ce vrea Dumnezeu de la tine sau de la mine, pentru că ne-a făcut unici, suntem noi. Nu? Mai bine să fii urât pentru ceea ce ești decât iubit pentru ceea ce nu ești. Întotdeauna asta e adevărat. Și el spune, corpul la un moment dat, mentalul spune, gata, nu mai vreau să joc rolul ăsta, s-a terminat. Cu cât poți, porți mai mult masca, cu cât interpretezi mai mult și mai departe ceea ce ești tu cu adevărat, deci cu cât joci rolul mai mult decât ești, cu ceea ce ești cu adevărat, intervine depresia. Și folosea un joc de cuvinte foarte interesant. Spunea, depressed, deep rest. Când ești depresiv, de fapt ai nevoie de odihna aia adâncă. Și oare unde o găsim pe aia? Că în Prozac ai încercat și n-ai reușit. Xanax la fel. Ai încercat alcool. Ai încercat droguri, toate felul de prostie. Ai încercat să te nebunești cu 1000 de seriale, nu te ajuta nimic. Sau care este odihna aia despre care vorbim? Odihna de care depresia vine întotdeauna când trupul, sufletul strigă odihnă, 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 stai odată în loc. De unde vine? Ia ascultați-mă de unde vine. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Haleluia! Haina odihnei înseamnă că noi suntem relaxați
odihniți, pentru că Hristos este Domnul nostru. Nimic nu poate să ne fure pacea atunci când Iisus este Domnul nostru. Binecuvântat să fie numele Său. Apoi, efodul sau haina laudei. Mai ai puțin tică răbdare, vorba lui Caragiale, că ajungem la final, imediat. Dă-i cotul cu ăla lângă tine, dă-i un cor, spune, imediat termină, imediat termină. Rezista, rezista. Now, efodul sau haina laudei. Ca veșmânt, efodul este menționat în rânduiele preoților ca parte din îmbrăcămintea oficială a marelui preot. Asta trebuia să fie făcută din aur cu fiu albastru, purpuriu, cărămiziu, cam cum se îmbracă reperii. Să iasă tot în evidență. Din insubțire răsucit și brodat cu fir de aur, cu o lucrare iscusită. Asta e broderie. Da? Găsim în Exod 28, 29, 39, Levitic 8. Efodul era țesut din două. Avea în față una și o bucată în spate și se prindea undeva aici, fixat, da? La spate, să nu se vadă. Din față se vedea că era una întreagă. De ce am enumerat precis descrierea efodului? Ca să înțelegi cât de strălucitor și de special era. Era așa de special că totul despre efod striga laude la adresa lui Dumnezeu. Când vedea efodul ăla, trebuia să începi să strigi. Și interesant, nu știu dacă v-ați gândit vreodată la treaba asta. Hristos în sinagoga din Capernaum, cei care ați fost cu mine în Israel, ați fost acolo în locația aia, când i-au descris scripturile, interesant cum Dumnezeu a făcut să se deschidă la Isaia 61 niște cuvinte spuse cu 700 de ani înainte, auziți ce spune Hristos, foarte interesant, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare a Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Să mângâi pe toți cei întristați. Să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă. Un unt de lemn de bucurie în locul plânsului. O haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Haina de laudă este imaginea efodului marelui preot. O haină care, când o vezi, îți vine să-L lauzi pe Dumnezeu, pentru că sărea în ochi și îl făcea să fie deosebit de ceilalți. Știi ce iese în evidență în societate? La tine? Bucuria. Haina laudei. Bucuria în ciuda circumstanțelor. Când intri tu într-o cameră, a intrat haina laudei. Oamenii nu pot să spună decât glorie lui Dumnezeu, ăsta nu-i normal la cap. Ia, oamenii când nu înțeleg ceva, cam se leagă de Dumnezeu, nu? Când e o criză, Doamne, ajută, Doamne, nu? Când oamenii te văd, primul lucru care îi izbește este haina glorificării. Când îl slăvești pe Iisus în orice circunstanțe, tu de fapt ești îmbrăcat în efodul marelui preot. Mai mult, așa cum am arătat cu lumina aici, când circumstanțele sunt mai grele, cum spunea Ilie mai devreme, când treci printr-un sezon mai complicat, cu cât lauda este mai mult pe buzele tale, cu atât efodul strălucește mai tare. Și tu îl glorifici pe Dumnezeu prin ceea ce ești tu, prin ceea ce Hristos a făcut în tine. De aceea la Biserica Rema promovăm bucuria copilărească. De aia. Pentru că credem că aia numai aia este sinceră. O bucurie de asta, o, slavă Domnului. Facem așa ca indieni. Azi pe indieni, indieni când spun da, ei fac așa. O, slavă Domnului. Aia e o bucurie fake, fabricată. Da? Bucuria copilărească. Când iei bacul și nu te așteptai să-l iei, cum faci? Hai, ăștia ca mine, să spună, cum faci? Yeah. Yeah. Când stai în sala de așteptare să-ți nască nevasta și vine și spune că ți-a născut copilul pe care l-ai așteptat 20 de ani, cum faci? Ah, cum faci? Oh, mulțumesc, domnul doctor.
ne-a învățat să suspinăm, că suspinul merge la pachet cu sfințenia. Nu, nu. Cum faci când se aduce copilul în sala de așteptare sau când spui, s-a născut copilul? E băiat! Haleluia! Mai ales dacă e primul născut, slăvit să fie Domnul. Eu am jucat țanțaronul când am auzit că e băiat. Am zis, wow! Singurul băiat în familie a trebuit, i-am spus, tu trebuie neapărat. I-am să ne vesti. Auzi, cu orice să fie numai băiat. A avut multe opțiuni. Primul, orice numai băiat. Fii atentă. Da? Când obții jobul visat? Când ea acceptă și ai avut emoții cererea în căsătorie? Când câștigi o sumă considerabilă de bani? Când se botează copilul tău? Cum te bucuri? Cum te bucuri? Oh, nu știu, Doamne, te mulțumesc. Nu. Te bucuri, sari sus de bucurie. Dar dacă primești o scrisoare de la bancă mâine care îți spune că datoria ta pe casă sau pe apartament a fost iertată. Auzi și vecinii de la parter? Auzi și câinii maidanezi? Îți spun eu că aud. Îți spun eu că strigi de bucurie. Uitați cum descrie Biblia bucuria adevărată. Știți când vom experimenta noi bucuria nealterată, bucuria aia pe care numai copiii o... Vă povesteam într-o predică odată că coșmarul copilăriei mele a fost compunerea Gheba. Pentru cei care nu știți, sunteți fericiți. Domnul să vă bine. Voi nu știți cum dădeam număr la My Girlfriend, care era acela. Făceam... Și mă rugam să nu răspundă maică sa, că dacă răspundea maică sa, trebuia să-i dau bună ziua și eram un introvert. Asta e altă discuție. Eu trebuia vara să lucrez din compunerea Gheba, că venea tata de la servici, aveam un glanzvant, își bea cafeaua și mă verifica la... Era coșmar. Deci compunerea Gheba a fost o compunere nenorocită. Pentru mine, cel puțin, pentru alții, a fost ceva extraordinar. Now, când tata îmi spunea, punea cafeaua jos, spunea, good job, poți să pleci afară, știți câte scări eram în stare să sar, să te-am la etajul 2? 5 odată. Pentru că toată ziua, eu lucram la Gheba, bine, nu chiar toată ziua, dar înțelegeți voi, și ăia în parc, parcă era sub balconul meu. Ăia în parc se jucau. Și strigau, Cristi, ce faci? Merge bine? Eu muream acolo în casă, muream. Muream în casă. Când tata îmi spunea, good job, poți să pleci, zburam 5 trepte. Ei, bucuria aia, de aia vorbesc. Asta este în Biblie și este bucuria pe care o vom experimenta atunci când va veni Hristos. Și unde o găsiți? O găsiți în ultimul capitol din Vechiul Testament, în Maleahi. Zice că, iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Începe destul de greu, dar realitatea. Biblia spune că și iadul e adevărat, și judecata, și raiul, nu? Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, spuneți, noi... Iar ăștia de aici, deci chiar voi veți fi acolo, extraordinar. Să-mi spuneți ce ați mâncat astăzi. Dar pentru voi, spuneți noi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși, imaginați-vă pe mine care sar scările, tu care ai scăpat de sezonul ăla urât din viața ta și veți sări ca niște viței în grajdi. Ăia care au fost la țară știu ce vorbesc. Vițelul când iese... Nu știi ce-i, capră, țap, nu știi ce-i, de ce-ți? El e bucuros că a ieșit din graști. El e bucuros. Bucuria mântuirii, oameni buni, este nedisimulată. Nu poți să o... Este o bucurie extraordinară care o ai. Este molipsitoare. În prezența lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu așa de sfânt, nu putem decât să fim bucuroși. O haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Dacă astăzi ești aici, ai un duh mâhnit, ascultă-mă bine ce spun. Hristos vrea să-ți dea haina laudei. Vrea să pleci bucuros de aici. Și bucuria nu poate să vină decât dacă îmbraci haina aceasta a laudei. Pentru că știți ce mai avea preotul pe el? Nu mai vorbesc de celelalte haine, izmenile, asta e altă discuție. Știți ce avea? Un de lemnul care era turnat pe capul lui. Ce spunea Hristos în sinagogă? Citând pe Isaia, capitolul 61. Să mângâi pe cei întristați, să dau celor întristați din Sion
o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânsului. Știți ce aduce lauda? Lauda aduce întotdeauna bucuria. Când ești îmbrăcat cu haina de laudă, următorul pas este turnarea unde lemnului bucuriei și Biblia spune că venea pe capul lui, pe părul lui, pe barba lui, ăsta nu s-a bărberit, și pe hainele lui Aron. A, era unde lemnul bucuriei. Hai să spui, mă, sună foarte bine, dar cum ajung și eu acolo? Că eu abia mă-i târi. Vreau și eu haina laudei, vreau și eu unde lemnul bucuriei. Mulțumesc că m-ai întrebat, de fapt aici am vrut să ajung. La întrebarea asta. Iisus i-a răspuns fruntașului sinagogii când i-a spus, a venit și a spus, ascultă, fata ta a murit, nu mai necăji pe Mântuitorul. Știți ce i-a spus Hristos? Mai ține minte cineva? Nu te teme, crede numai. Acolo în depresie, unde ești, în dependența ta, în lanțurile, când auzi ceea ce îți spune predicatorul, zici, bă, ăsta e science fiction pentru mine, îți spun cuvintele Mântuitorului. Nu te teme, crede numai. Nu te teme, crede numai. Asta e ceea ce trebuie să faci în primul rând. Ca să ajungi să-ți păstrezi gândurile, ca să ajungi să fii odihnit în Hristos, ca să ajungi să fii îmbrăcat cu haina de laudă și ca să ajungi să ai bucuria aceea senzațio supranaturală. Când oamenii se uită la tine să zică că ești loco, da? Aia e bucuria pe care vrea să-ți o dea Hristos. Prima oară trebuie să nu-ți fie frică și să crezi. Și apoi, al doilea lucru care trebuie să-l faci, că trebuie să faci ceva să doară. Poți și rugăciune. Da, ai venit la biserică și ți-au spus ăștia la fel, același lucru. Nu se poate cu KFC. Nu se poate cu KFC. Ci cu post și asta e ceea ce putem să facem noi. Pentru că să spun ceva. Credința vine prin auzirea cuvântului. Ești aici, auzi cuvântul. Sau ești online, auzi cuvântul. Îl primești în inima ta. Începi să crezi. Începi să transforme. Dar sunt niște lucruri practice pe care noi vrem să le facem. Și noi vrem să vă ajutăm la lucrul acesta. De mâine începem 21 de zile de post și rugăciune. Din nou partea asta zice amin. Care-i treaba cu voi? După vacanță, Grecia, tzatziki, da? Vrem să te ajutăm să intri în ritmul normal. În fiecare zi, ascultă-mă bine, în fiecare zi, suntem aici de la ora 8, cu trupă de închinare, de la mic la mare. Ne rugăm, cântăm o oră în fiecare seară, pe ceas, o oră. Ideea este să ne dorim mai mult. Da? Asta este ideea. De luni până vineri, inclusiv duminica, în afară de sâmbătă, când suntem aici la ce oră? 8 dimineața. AM, 8 dimineața. Asta poți face tu, ca să începi și tu să experimentezi bucuria, pacea care vine prin credința în Dumnezeu și părtășia cu poporul Domnului. Anul ăsta mai avem ceva. Anul ăsta facem 21 de zile și postul lui Daniel. Facem postul lui Daniel. Pe aplicație, dacă scanezi asta, vezi că aplicațiile acum toate se vor dacă n-ai mai dat refresh, pentru că a trebuit să facem ceva modificări. Vorbim puțin și dăm niște sfaturi, niște ghidări pentru postul lui Daniel. Nu se limitează la o anumită cantitate de hrană zilnică, ci mai degrabă la tipurile de alimente pe care le putem mânca. Daniel 10:2. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin. Vin n-ar trebui să intre deloc, niciodată. Between me and you, că numai tu mă auzi aici, numai noi doi suntem. Și nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. Acum, cum te pregătești pentru postul ăsta? În primul rând, trebuie o pregătire spirituală. Da? Venim aici să ne rugăm. Asta este pregătire spirituală. Apoi, pregătirea fizică. Trebuie să începi postul ușor. Da? Nu tăia imediat din alimentație lucrurile alea rele. Știu că ar fi de dorit, dar nu așa funcționează trupul nostru. Treptat, în prima săptămână, încep să elimin câte puțin din alimente.
reduc consumul de cofeină, carne, lactate, zahăr, alimente procesate. Ai zis, cu ce mai rămân? Stai aici, că o să fie bine. Și începi să crești consumul de apă zilnic. Începi să crești consumul de apă. Cam vezi cam cât bei, îl crești. Ne iau acum cheia. Planifică-ți mesele pentru prima săptămână, pentru săptămâna care vine. Dacă nu-ți planifici, eu am încercat, ești terminat. Da? Cheia succesului în partea alimentară la postul lui Daniel este planificarea corespunzătoare. Îți va economisi și banii pe timp lung și frustrarea că în momentul când te lovește foamea, n-ai pregătit nimic, ce facem? Mâncăm varză. Da? Un plan bine pus la punct te va ajuta să eviți tentația să consumi alimente care nu se integrează în postul acesta lui Daniel. Fă-ți cumpărăturile și pregătește mesele din weekend pentru săptămâna viitoare și nu uita să elimini din frigider și în special din sertar alea de la Lidl. E de la, alea știți voi care, nu? Toți biscuiții, toate lucrurile alea care iei tu noaptea când ești depressed, alea trebuie să le elimini. Da. Avem și acolo în aplicație o listă de alimente, fructe, legume, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe și altele cum ar fi produse din soia, whatever. Alimente pe care trebuie să le evităm, produsele de carne, produsele lactate, dulciurile, pâinea de ospită, produsele de patiserie, produsele alimentare rafinate și procesate, alimentele prăjite, grăsimi, solide și băuturile, cum ar fi că băuturile carbogazoase, energizante și alcoolul. Dar alcoolul, v-am spus că ăsta trebuia scos de mult. Și ai să spui, mă, ce mai putem mânca acum? Și acolo ai să ai ceva rețete pentru micul dejun, pentru prânz, pentru cină. Ne putem adapta și putem să-ți facem lucrul ăsta. Doar 21 de zile. Dar nu uita, postul ăsta nu este despre dietă și despre burta de care vrei să scapi. Nu despre asta e vorba. Ci este despre aprofundarea relației tale cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie, în astea 21 de zile, nu trebuie să fii prea preocupat ce este în stomacul tău, ci ce este în mintea și în inima ta. Cu siguranță, viața ta va fi binecuvântată și te încurajăm să-ți notezi toate gândurile din aceste 21, chiar și ale nervoase, mamă, ce aș mânca o friptură, pe Alex și pe ale. Ca să vezi, de fapt, cine ești tu, cine suntem noi. Și mai este o chestie foarte faină pe care am făcut-o. Vom putea merge în aplicație la zile de rugăciune, dai click și apoi vei putea să-ți ții evidența a zilelor care vin la rugăciune, în aplicație. Exact cum faci la dieta ta, click, am reușit și astăzi. Vei putea să faci lucrul ăsta, chiar să scrii un motiv de rugăciune sau un motiv de glorificare a lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu în ziua respectivă, știți? Pe toți liderii și pe toți oamenii care vor să meargă departe, îi sfătuiesc să țină un jurnal, să scrie acolo câteva gânduri, vom putea face asta în aplicație. Ceea ce mă rog este ca marea majoritate de aici, de pe 2 până pe 22, să le aibă highlight cu verde. Pentru că de mâine, cu mic, cu mare, la ora 8 seara, suntem aici. Pentru că vrem să fim îmbrăcați cu hainele marelui preot. Astăzi schimbăm hainele zdrețuite cu hainele de mare preot. Astăzi lăsăm aici Duhul mâhnit și plecăm cu un de lemn în bucurie. Vreți să facem lucrul ăsta? Hai să ne ridicăm înaintea Domnului. Intrăm în sezonul. Și știu ce vorbesc. Intrăm în sezonul în care Dumnezeu te va vindeca. Și pe tine. Și pe tine. Voi sunteți deja vindecați. Și pe tine. Și pe tine. Dacă ești ascuns acolo în ultima bancă, ascultă-mă ce spun. Dumnezeu te cunoaște. Dacă mă urmărești online și ți-a fost greu să ajungi la biserică, pentru că ți-e greu să stai în prezența sfinților, unde se predică cuvântul lui Dumnezeu, ascultă-mă bine ce spun. Ăsta este sezonul vindecării tale. Ăsta este sezonul când dăm jos hainele zdrențuite ale religiei. Astăzi este sezonul când nu mai jucăm un rol.
Astăzi este sezonul când aruncăm la pământ lanțurile depresiei, a pornografiei, a adicției, a păcănelilor, a băuturii, a drogurilor. Astea sunt haine zdrențuite, care se văd de la distanță, care te-au distrus până acum. Și ce vreau să spun este că pentru ca undelemnul bucuriei să fie turnat astăzi pe capul tău și pe hainele tale, trebuie să-L lauzi pe Dumnezeu. Laudă-L și când ți-e greu, laudă-L și când nu înțelegi, laudă-L și când ești în sezonul lunii de miere, laudă-L, laudă-L pe Domnul. Și dacă spui, eu n-am nicio problemă, foarte bine, în sezonul bun, strânge pentru sezonul rău. Pentru că vacile grase le vor mânca pe cele slabe. Adică acum când ne merge bine, strângem și din punct de vedere fizic, spiritual, emoțional, pentru perioada complicată, pentru că e doar o chestiune de timp până va veni și peste tine și peste mine, peste oricine de aici. Dar glorificat să fie Domnul, că astăzi putem să-L lăudăm. Haideți să ne pregătim să cântăm. Haideți, cântăm înaintea lui Dumnezeu cu bucurie, îl lăudăm pe El și vorbim despre bunătatea Lui. Indiferent unde ești, Domnul este bun. Domnul este bun și bunătatea Lui ține din veac în veac.